Te salut națiune și îți bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă recenzie. Astăzi vorbim despre o casă de nișă foarte interesantă, tânără, apărută în 1999, pe numele său Parisis Parfums. O casă specializată strict pe producția de parfumuri de nișă orientale. Casa aceasta conține trei subbranduri, unul dintre ele se numește Alban Noble și despre acesta vorbim astăzi. Și vorbim despre o linie denumită Le Indemodable, și al său Secret Wood. Așa arată o parte din ambalaj. Este absolut uh, colosală partea de ambalare a acestei case cu caseta asta care se deschide și unde vine pusă sticla plus încă o cutie foarte, foarte mare în care vin absolut toate aceste lucruri. Și așa arată sticla acestui parfum. Absolut uh, criminală din punct de vedere al greutății din punct de vedere al, hai să spunem, modului în care este alcătuită și construită, o sticlă foarte grea, extrem de grea, care este de culoare neagră și doar aici, în baza capacului, este oarecum străvezie. Așa arată atomizorul cu logo-ul embosat pe el, un atomizor foarte bun, același logo prezent și pe capac. Prezentare extrem de interesantă. Însă ceea ce este și mai interesant este compoziția acestui parfum și este concentrația în care vine. Sticla asta vine cu o cantitate de 90 ml de extract de parfum. Atenție! Extract de parfum. Asta este un parfum foarte, foarte puternic, foarte concentrat. Este ucigător cu simțurile. Dacă ai un năsuc mai, mai sensibil, vei avea probleme majore din a utiliza un astfel de produs de la această casă. Hai să vorbim rapid despre compoziția acestui Secret Wood, pentru că este extrem de interesantă. Avem în tonurile de vârf bergamotă și zmeură. În notele de inimă avem scorțișoară, nucșoară și balsam de gurjum. Iar în notele de bază avem lemn de santal, ambră, piele, cedru de Virginia, civetă, lemn de guaiac, labdanum și vanilie. O compoziție destul de bogată. O compoziție consistentă și faptul că vine în concentrație extract de parfum ajută foarte mult la mesajul pe care l-are de transmis această creație. O să o spun încă de la bun început. Dacă iubești nota de zmeură, dacă vrei un parfum pe bază de zmeură în care nota asta să fie dominantă, să fie colosală, să fie grandios interpretată, ăsta este parfumul pe care îl cauți ăsta este parfumul de care ai nevoie. Nota de zmeură din compoziția lui Secret Wood de la Alban Noble este ceva ce eu nu am mai întâlnit în viața vieților vieții mele. Mai am parfumuri în cadrul colecției în care această notă este foarte prezentă, foarte bine făcută, foarte delicioasă, foarte gurmandă, însă nu se apropie de ceea ce reușește The Secret Wood de la Alban Noble. Un exemplu de, dacă vreți, de parfum care conține oarecum aceleași ingrediente este Sense Story 24 Elixir Platinum. Unde și acolo nota de zmeură este fabulos făcută și ăla este un parfum monstruos pentru mine. Este un parfum colosal, este unul dintre preferatele mele în sezonul de iarnă. Cu toate acestea, nu se ridică la nivelul acestui Secret Wood. Zmeura este actorul principal în această compoziție. O zmeură cărnoasă, coaptă, suculentă, o zmeură delicioasă, absolut gurmandă din toate punctele de vedere, care se combină într-un mod incredibil cu celelalte tonuri, în mod deosebit cu nota de vanilie, cu nota de lemn de santal, ceea ce conferă o cremoșenie, la fel, extrem de delicioasă dar care se combină excelent și cu nota de piele, cu tonurile de cedru și cu tonul de labdanu. Mai acolo, nucșoară, scorțișoară și balsam de gujun, dar sincer să fiu uh, cel puțin la nivelul pielii mele, ori de câte ori port parfumul ăsta, și este un parfum pe care l-am de foarte, foarte mult timp, după cum bine știți, um, nu se prea resimt. Am o fadă, să zicem, senzație, la un moment dat, de scorțișoară, imediat după, hai să zicem, prima aplicare pe piele, dar durează foarte, foarte puțin și, propriu zis, răsare din spate. Combinația absolut crâncenă, colosală, distrugătoare, dacă vreți, între vanilie, santal și lemnul de cedru. Deși se numește Secret Wood, nu conține absolut deloc nota de lemn de agăr. Cu toate acestea, datorită modului în care balsamul de gujum cu nota de labdanum, cu lemnul de cedru, cu tonurile condimentate se combină, pur și simplu ai impresia că ar fi niște lemn de agăr cumva acolo în fundal, dar nu vine cu un aspect animalic, deși avem și civetă sau zibetă, mai simplu spus, în compoziție și din contră vine cu un aspect oarecum ușor afumat. Și asta și datorită modului în care pielea este interpretată. Pielea din această compoziție mă duce din nou cu gândul la pielea Întâlnit în uh, Story uh, 24 Elixir uh, platinum, și anume piele rusească. O piele foarte moale, foarte confortabilă, foarte catifelată, foarte elegantă de o potrivă, care asistă absolut toată combinația asta fabuloasă de ingrediente din acest parfum, exact se întâmplă și în parfumul celor de la Sand Story. Deși diferența între cele două este de preț, în primul și în primul rând. Parfumurile celor de la Alban Noble sunt mult, mult, mult mai scumpe decât parfumurile celor de la St. Story. Un parfum uh, foarte interesant. Un parfum eminamente pentru iarnă sau pentru primăvară, toamnă, iarnă, dar când temperaturile sunt scăzute, foarte scăzute. În cel mai fericit caz, aș purta parfumul acesta în temperaturi moderate. Temperaturi moderate însemnând maxim. 15 grade Celsius, maxim 15 grade Celsius, și aplicând doar un singur puf din această sticlă creoaie, care, propriu zis, poate fi folosită și pe post de armă. Sincer, dacă nu ai cu ce să dai după cineva și ai la îndemână parfumul ăsta, crede-mă, își va atinge ținta și își va face treaba. E ca un proiectil. Un parfum cu o performanță incredibilă, absolut ireală, o longevitate cum rar, dar efectiv rar am întâlnit, cu o proiecție absolut ireală, pur și simplu proiectează în prostie, în continuu, în continuu, în continuu, de zici că nu are de gând să se așeze, de zici că nu are de gând să înceteze prea curând și cu o dâră de miros, cu un siaj absolut fabulos, delicios, încântător, um, care stăzește instantaneu, hai să zicem pofta de a savura, dacă vreți, nu știu, o ciocolată cu zmeură. Pentru că pe mine cel puțin în direcția asta mă duce acest parfum. E ca și cum ai amestecat ciocolată cu zmeură. Atât de bine miroase parfumul ăsta. Iar în temperaturi scăzute, este foarte călduț, te învăluie, creează un nor protector în jurul tău un nor care rezistă fantastic de bine la temperaturile scăzute și care ție, purtătorului, conferă o stare de căldură, de confort, un parfum foarte, a zice eu, tineresc ca și conceptul olfactiv, pentru că este un gurmand și pentru că este dulce și foarte dulce. E chiar foarte dulce, dar în mod ciudat nu este o dulceață sintetică care să, să te deruteze, care să te jeneze, dacă vreți, care să te deranjeze. Nu, este o dulceață gurmandă extrem, extrem de plăcută, pe care îți face plăcere să o reținți, și din care nota aia de zmeură iese deasupra tuturor celorlalte ingrediente. Repet, deci dacă vezi nota de zmeură, ăsta este un parfum pe care trebuie, trebuie să-l dețin în colecție. Din păcate, se găsește foarte greu. Din păcate, nu știu dacă se mai găsește. Eu nu l-am mai văzut de foarte, foarte mult timp parfumul ăsta pe nicăieri. Dacă aveți noroc să-l găsiți, Doamne ajută, zic să-l cumpărați, dar doar în ideea în care vreți să resimțiți așa ceva, doar în ideea în care vă plac genul de ingrediente care se regăsesc la interior și doar în ideea în care iubiți parfumurile criminale. Ăsta este un parfum care, din punctul meu de vedere, ținând cont de specificul societății în care trăim astăzi și a ceea ce se caută și ceea ce se poartă în materie de parfumuri, ăsta este un parfum care vă face ravagii. Din punct de vedere al complimentelor, din punct de vedere al uh, întorsului de capete și așa mai departe. Ăsta este un parfum care va face ravage. Este un parfum marketat ca fiind unisex. Din punctul meu de vedere, poate fi purtat fără nicio mică problemă de către un bărbat, dar deopotrivă poate fi purtat și de către o femeie. Recomandarea mea însă, și vă rog să o luați cât se poate de în serios, nu abuzați când aplicați acest parfum. Un puf, în mod absolut. Sinistru, maxim două pufuri sunt suficiente din a utiliza acest produs și din a își face treaba, dacă vreți. Tot ceea ce este peste va da naștere unor probleme foarte, foarte nedorite. Atât pentru purtător, cât și pentru cei din jurul său. Atenție maximă. Extract de parfum. Iar băieții ăștia. Nu se joacă. Calitatea ingredientelor este de nota 10, modul în care parfumul este compus este de nota 10, mirosul este de nota 10, iar performanța este de nota 10+. Un parfum pentru diverse ocazii, pentru diverse evenimente, un parfum pe care poți să-l porți la o ținută casual, când ești cu prietenii, când ești undeva în oraș și așa mai departe, un parfum pe care poți să-l porți la un eveniment formal. Dar atenție, dacă te hotărăști să porți parfumul ăsta la un eveniment formal, la o ținută de gală, la un eveniment de gală, îți recomand cu toată căldura să aplici un singur puf. Nimic mai mult. În caz contrar, din nou, vei crea probleme. Și vei transmite un mesaj total eronat, ceea ce, zic eu, nu este rolul și scopul acestei compoziții a celor de la Alban Noble. Foarte interesantă creație. Absolut fabulos parfumul, absolut uh, colosal din punct de vedere al mirosului și al performanței. Întâmplarea face că în momentul în care filmez acest clip sunt dat cu el, am dat un puf pe mână, iar mirosul este absolut încântător. E ca și cum uh, zmeură cu lemn afumat, cu zahăr ars, da, am senzația asta, uh, se regăsesc și și fac de cap pe pielea mea. Exact senzația asta o am în momentul ăsta, purtând Secret Wood. Este absolut încântător, în mod deosebit în temperaturi scăzute, în temperaturi când termometrele îngheață, dacă vreți. Asta este un parfum perfect, zic eu, pentru o iarnă siberiană, de exemplu, când, de-al și ambițios, tu tot vrei să miroși bine, indiferent de temperaturile de afară. Fabuloasă creație, fabuloasă casa, fabuloasă colecția asta, anumită lei îndemondablă, Incredibil, acest Secret Wood, deși, repet, nu conține absolut deloc nota de lemn de agăr, dar reușește să transmită sentimentul ăsta. O surpriză extrem de plăcută. Eu am cumpărat parfumul în vară. Vă vine să credeți sau nu, eu am purtat parfumul ăsta în vară, dar de două ori. N-am avut opriu să, să mă întind și la treia purtare, pentru că mi-am dat seama rapid că este o greșeală fatală să faci așa ceva, să porți un astfel de parfum în condiții de vară. Este pur și simplu pedeapsa capitală pentru, pentru nas și nu numai. Dar acum, pentru că iarna bate la ușă, va fi unul dintre parfumurile care va fi utilizate, zic eu, destul de intens, tocmai datorită calității pe care o exudă. Vă recomand cu toată tăria să-l testați înainte, dacă aveți posibilitatea. În această idee, parfumul se regăsește, după cum bine știți, mulți dintre voi, pe lista de decantare. Dacă vă interesează, îmi scrieți pe adresa de e-mail gavohdarondiahu.com Acolo vă pun la dispoziție lista și prețurile aferente, și acolo discutăm tot ceea ce ține de partea de decantare. Testați-l, purtați-l, vedeți ce anume domină pe pielea voastră, vedeți cum performează, vedeți sau convingeți-vă, mai bine zis, ce de complimente sau de întrebări veți primi purtând acest parfum. Și abia ulterior n-aveți decât să vă duceți și să cumpărați sticla întreagă. Eu mă opresc aici, națiune. Îți mulțumesc pentru timpul acordat. Îți mulțumesc pentru atenție. Dăm voie să-ți urez toate cele bune. Numai bine!